În anul 1895 este inaugurat Palatul Ministerului Agriculturii și al domeniilor, așa cum se numea la acea vreme, împreună cu Palatul de Justiție. Ambele clădiri au fost construite în stilul renașterii franceze din vremea lui Ludovic al XIII-lea. Este una dintre puținele clădiri din București care, de la început și până în prezent, funcționează aceeași instituție. Planurile arhitecturale au fost gândite de Louis Pierre Blanc, același arhitect care a construit și Palatul Facultății de Medicină. Cupola impunătoare a clădirii face parte din marea intersecție a principalului nod rutier al orașului, piața Universității. Palatul nu a avut de suportat modificări foarte importante vreme de un secol. Intrarea principală este străjuită de două statui care îl reprezintă pe Hercule. Hercule este eroul principal din mitologia greacă, care după moarte a fost trecut în rândul zeilor. Aceste două statui susțin o copertină. Spre cornișă, stilul ornamental continuă cu reprezentarea zeiței Demetra. Demetra a fost în mitologia greacă zeița agriculturii, iar ea era reprezentată ori cu niște grâne, ori cu o torță. Mai sus există un ceas, foarte frumos, dar din păcate nu mai funcționează. Curtea interioară este completată cu două bovindouri ce amintesc de bastoanele unei vechi cetăți. La unghiul dintre corpul central și aripi se întâlnesc turele circulare. Corpurile laterale au fațadele spre bulevard și sunt tratate în stil corintic. Și aici apar niște turnulețe de colț, dar piesa de rezistență, care este destul de greu de observat de un trecător, este teribilul satir. Acestea sunt doar câteva informații, cele mai importante informații legate de Palatul Ministerului Agriculturii, dar mai multe trebuie să aflați dacă mergeți acolo și cu siguranță eu vă recomand să vă luați și o cafea sau un ceai și să le savurați în curtea interioară a palatului, care este una grandioasă și vă taie imediat răsuflarea. Pe curând!